Încă un caz de agresiune în școlile românești e de această dată la Constanța, acolo unde un elev de clasa a 5-a a fost umilit și agresat de către colegi, fără ca nimeni să intervină, ba mai mult, foarte mulți dintre aceștia au filmat tot incidentul. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc la școala numărul 23 Constantin Brâncoveanu. În imagini se vede cum băiatul este agresat și umilit de către ceilalți elevi, totul reprezentând un prilej de amuzament pentru colegi. Distracția elevilor pe seama colegului care le-a fost victimă a durat minute în șir, fără ca nimeni să intervină. Iar directorul școlii a declarat pentru mass media locale că băiatul bătut nu a fost foarte afectat. Însă părinții copilului au anunțat poliția, care desfășoară acum o anchetă. Iar astfel de cazuri sunt tot mai dese în școlile din România. Acum 3 zile la un liceu din Timișoara, o elevă cu nevoi speciale a fost agresată și batjocorită de 2 colege. Asta în timp ce alți colegi filmau și se amuzau pe seama fetei agresate. Iar săptămâna trecută, un elev de clasa a 6-a de la școala George Bacovia din București s-a aruncat de la etajul 1 din cauza jignirilor repetate venite de la colegi. O statistică arată că 46% din elevii de la noi din țară au fost victime ale bullying-ului, iar România este pe locul 3 din 42 de țări investigate în legătură cu acest fenomen.